أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله continuăm să vorbim. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. În lecțiile noastre de azi, teme, subiecte care să ne întărească credința în suflet în această lună binecuvântată. Că Allah subhanahu wa ta'ala să ne călăuzească pașii către calea cea dreaptă și să ne țină statornici pe această cale. Astăzi vom discuta despre un subiect, de fapt, mai multe povestiri din care reiese că atât timp cât omul merge statornic pe calea lui Allah, Allah subhanahu wa ta'ala îl întărește și îl ajută. Atât timp cât intenția este curată, Allah te ajută. Începem cu o relatare a profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, în care vorbește despre cei care au vorbit în Mahd, copiii care au vorbit în leagăn, adică la o vârstă în care normal copiii nu vorbesc. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam spune într-o relatare că au fost trei cei care au vorbit în leagăn, adică la o vârstă în care copilul nu vorbește. Încă este sugar. Sunt convins că dacă vă întreb cine a vorbit în leagăn sau cine sunt acești trei sau măcar unul dintre ei, fiecare dintre noi ar trebui să-l știm. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cine a vorbit de când era copil? Miracol de la Allah subhanahu wa ta'ala. Un semn de la Allah subhanahu wa ta'ala. O minune. Copil care vorbește în leagăn. Cine au fost cei care au vorbit în leagăn? Cum trece în relatare. Începem cu această întrebare. Isa alayhi salam și sclava acelei prințese a lui Faraon. Yusuf, unul dintre ei este Hazreti Isa alayhi salam. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isus aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isus, corect. Deci unul dintre cei care au vorbit în leagăn, la o vârstă în care copiii nu vorbesc, este profetul Isus, Isa alayhi salam, pacea fie asupra lui. Altcineva? Copilul din povestea lui Jureira. Da, copilul din povestea lui Jureij și încă un copil. Și încă un copil. Doar atât? Deci dacă stăm să studiem, haideți să începem cu această relatare. În această relatare, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam spune că trei sunt cei care au vorbit în leagăn, la o vârstă în care un copil nu vorbește de fel. Unul dintre ei este profetul Isus, pacea fie asupra lui. Știți foarte bine povestea, pe scurt, nu uităm prea multe detalii, povestea mamei lui. Știm că profetul Isus a fost născut printr-un miracol, fără tată. Maryam, Fecioara Maria,
L-a născut pe Isa alaihi salam fără tată? Iar în clipa în care a simțit că este însărcinată, se apropie timpul să nască, ea s-a îndepărtat de poporul ei, pentru că ea era cunoscută ca o femeie foarte evlavioasă. Era ea care stătea și l-adora în permanent pe Allah subhanahu wa ta'ala. Și tocmai de aceea s-a îndepărtat de oamenii în care trăiau, în localitatea în care trăia, și l-a născut pe Isa alayhi salam departe, sub un palmier, cum bine știm. Cum trece și în Coran povestea cu scuturarea palmierului. Bineînțeles că fiii lui Israel, când au văzut-o pe Meriem, Fecioara Maria, venit cu pruncul în brațe, toți au acuzat-o. Trece și în versete din Coran. Au acuzat-o de prea curvie, au spus ce fel de femeie ești tu, neamul tău este un neam cinstit, onest, tu ai luat o raznă, ai călcat strâmb, ești... Au început să o jignească, să o umilească. Și atunci ea a făcut semn către copil și Isa alayhi salam a vorbit. Eu sunt robul lui Allah. El... Și a început să facă pe avocatul mamei lui, pe scurt. Încă la o vârstă în care copiii nu vorbesc, profetul Isa a protejat-o pe mama lui prin miracolul lui Allah subhanahu wa ta'ala. Deci unul dintre ei a fost profetul Isus, profetul Isa alayhi salam, atunci când i-a protejat, da, castitatea, sinceritatea, onestitatea, puritatea credinței mamei lui. El a ieșit și a făcut pe avocatul mamei lui și a protejat aceste drepturi. Bineînțeles, acesta este un miracol de la Allah subhanahu wa ta'ala și toți oamenii cu credință și-au dat seama, pentru că cu credință, fără credință, pentru ei e egal cu zero. Poți să-i aduci orice îi aduce. Nu rezolvi nimic. Deci primul a fost Isa alayhi salam. Al doilea, alaikum salam, rahmatullahi barakatuh. Al doilea caz, nu uităm prea multe detalii pentru că avem o a doua povestire, este ceea ce a menționat, alaikum salam, rahmatullahi barakatuh, sora Maryam, copilul lui Juraij. Juraij era unul dintre fiii lui Israel, Beni Israel, care l-adora pe Allah foarte mult. Era închis în sinagogă, în templu, în ceserul, lăcașul lui de cult, avea lăcașul lui de cult în care el în permanență l-adora pe Allah subhanahu wa ta'ala. El și-a început viața de comerciant. A făcut comerț, dar a văzut că o zi pierde, o zi câștigă, o zi pierde, o zi câștigă și a spus: comerțul ăsta nu-i de bine. Comerțul ăsta e cu du-te vinul. Câștigi și pierzi, eu vreau un comerț în care să am doar de câștigat. Și atunci s-a retras, s-a izolat în acest lăcaș de cult și a început să-L adore pe Allah subhanahu wa ta'ala neîncetat. Aleikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. În toată această poveste, mama lui venea și îl vizita periodic. Venea și îl vizita și el, printr-un orificiu, discuta, vorbea cu mama lui. Într-una din zile a venit mama lui și el era la rugăciune. Și făcea rugăciunea. Și mama l-a strigat: Juraij, Juraij, el nu i-a răspuns. Asta și s-a gândit: mama sau rugăciunea? Și a ales rugăciunea. A continuat rugăciunea. Mama lui a plecat. A venit a doua zi, Juraij, Juraij, era la rugăciune. Asta și s-a gândit: mama sau rugăciunea? A continuat rugăciunea. Acest lucru s-a întâmplat și în a treia zi. A venit iar mama lui, a strigat la el. El era iar în rugăciune. Iar a spus: mama sau rugăciune? Și a ales să continue rugăciunea. Mama lui s-a supărat și a spus: blestem acolo. Să nu mori, să nu mori până când nu vei vedea fața prostituatelor. I-a avut un blestem așa. Până când nu vei avea de a face cu prostituatele. Această poveste a lui Juraij a continuat. Aleikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Toată lumea vorbea de Juraij, vorbea de credința lui, vorbea de
pietatea, evlavia lui, smerenia lui. Deci a devenit un om foarte renumit în zonă pentru credința lui. În acea zonă trăia și o femeie, Muravurișoare, care era și ea, la rândul ei, era renumită pentru talentul ei. Fiecare cu calea care o apucase. Aleikum salam rahmatullah. Jureyj era renumit pentru credința lui și cealaltă era renumită pentru pentru desfrâul ei. Și aceasta s-a ambiționat și a spus: eu o să-l învăț minte, o să vă învăț minte ce înseamnă eu, adică cine sunt eu. Cine este Jureyj? O să-i vin eu de hac, pe scurt. Și a încercat să-l ispitească. A trecut pe lângă el, s-a dus la el, dar Jureyj nu avea ochi pentru ea. El își vedea de rugăciunea lui, își vedea de adorarea lui Allah. Era preocupat cu ale lui. Când a văzut că nu, femeia cum s-a ambiționat. A vorbit mare de față cu ceilalți. A văzut că era un cioban acolo în zonă. S-a dus și s-a încurcat cu acest cioban. A rămas însărcinată și când a născut, le-a spus tuturor că acesta este copilul lui Jureyj. Este copilul lui Jureyj. Bineînțeles că oamenii au luat foc. Cum? Jureyj, ăla care stă izolat, care îl adoră pe Allah, că ăla care se dă mare credincios și nu mai știu ce? S-au dus și i-au dărâmat casa, tot lăcașul de cot, au dărâmat, l-au gonit, l-au bătut. Mă rog, era într-o situație, într-un hal fără de hal, la care copilul Jureyj le-a cerut răgaz, s-a dus, a făcut rugăciunea și a cerut să fie adus copilul, a făcut rugăciunea și când l-a întrebat pe copil, cine este tatăl tău, acel copil a răspuns, ciobanul. Acel copil a răspuns, ciobanul. Aleikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Bineînțeles, toată lumea și-a cerut scuze, au zis că vor să-i refacă templu, mă rog, sinagogă, templu, lăcaș de cult ce avea el, loc unde se ruga, au spus că îi refac acesta, îl fac din perle, din aur, din argint. Când au văzut că omul era un om care mergea pe calea lui Allah și a fost acuzat pe nedrept de către o prostituată. Dar inițial oamenii s-au luat cu vorba ei. La care copilul care a vorbit a spus și a recunoscut că tatăl lui este ciobanul. Aceasta este a doua povestire a copiilor care au vorbit în leagăn. Aleikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. A treia povestire este tot a unui copil care mama lui îl alăpta. Copil mic. Mama lui îl alăpta și la un moment dat trece călare, un călăreț bine făcut, viteaz, și mama lui privește la acel călăreț și zice: O Allah, fă-l pe copilul meu ca acest călăreț, ca acest om, viteaz, plin de mușchi, da? bărbat adevărat, plin de mușchi și viteaz. Și copilul a renunțat la sânul mamei și a spus: O Allah, nu mă face ca el. O Allah, nu mă face ca el. După aia a trecut pe acolo o femeie sclavă, vai de ea. Și femeia a zis: O Allah, nu-l face pe fiul meu sau copilul meu ca această femeie. Vai de el. La care el a spus: O Allah, tot așa, a lăsat sânul mamei și a spus: O Allah, fă-mă ca el. Fă-mă ca ea. Și când a fost întrebat de ce, a spus că acel om era dictator, era barbar, nedrept. Nedreptățea pe toată lumea. Se baza pe puterea lui, pe mușchii lui și nedreptățea pe cei din jur. Pe când cealaltă femeie era acuzată de minciună, era acuzată de viol, era acuzată de mai multe, dar ea era o femeie cinstită și curată. Și de aceea copilul acela a vorbit. Acestea sunt cele trei cazuri pe care le-a menționat profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam în acea relatare. Mai sunt alte povestiri despre copii care au vorbit în leagăn.
Una dintre ele a fost menționat. Coafeza, să o numim. Fiicei faraonului. Coafeza, fiicei faraonului. Pe scurt, povestea ei era o femeie credincioasă care trăia în palatul faraonului. Faraonul, știm cu toții, alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh, știm cu toții cât de nedrept era și ce se autodeclara. Zicea, eu sunt ana rabbukumul a'la, astaghfirullah, eu sunt Dumnezeul vostru suprem, cel mai înalt, prea înalt. S-a autodeclarat Dumnezeu. Și bineînțeles că Allah subhanahu wa ta'ala i-a dat o lecție pe măsură. În palatul faraonului, el se credea, se autodeclara Dumnezeu, dar în jurul lui erau oameni cu credință și el habar nu avea. Soția lui era credință și unul dintre oamenii care trăia pe lângă faraon și era credincioasă era coafeza, cea care îi pieptăna părul fiicei faraonului. Era o femeie credincioasă care avea 4-5 copii, avea mai mulți copii, trăia în palatul faraonului și rolul ei era acolo să o pieptene pe fiica faraonului. Coafeza, se spune, fiicei faraonului. Într-una din zile când îi pieptăna părul, i-a căzut pieptenul din mână. S-a plecat jos la și a zis Bismillah. Și fiica faraonului s-a trezit și a zis Bismillah, adică în numele tatălui meu, că el se autodeclara Dumnezeu. Când a spus în numele lui Dumnezeu, a spus, adică în numele tatălui meu? Și a spus nu. În numele lui Dumnezeu care te-a creat pe tine, pe mine, pe tatăl tău și pe toată lumea. Și fata i-a zis, tu crezi în alt Dumnezeu în afară de tata? Mă duc și te spun lui tata. Și a spus, poți să spui, asta e credința mea. Tatăl tău nu este Dumnezeu. Tatăl tău nu este cel care ne-a creat. Noi avem un Dumnezeu care ne-a creat pe noi toți. Și a spus, mă duc și spun lui tata. Și a spus, du-te și spune-i. Ea își ținea ascunsă credința, dar după această întâmplare, secretul ei s-a divulgat, a ajuns la faraon. Faraonul, bineînțeles, a luat foc. El era un dușman înverșunat. Lupta împotriva credinței, a tot ce ține de credință. Și atunci a chemat-o pe ea și a cerut să declare că el este Dumnezeu. Aleikum salam, rahmatullahi wabarakatuh. Bineînțeles, femeia a refuzat. Femeia a refuzat și a insistat. Eu sunt Dumnezeu. Recunoaște că eu sunt Dumnezeu. Și a spus, nu, Dumnezeu este Allah. Nu este alt Dumnezeu în afară de Allah. Faraonul a luat foc și a spus, te voi învăța minte. Te pedepsesc, te chinui, te a bătut-o. Nu a ieșit la cap cu ea, până la urmă a poruncit să se aducă un cazan oal foarte mare. Au pus-o pe foc, au umplut-o cu ulei și a dus-o pe femeie și pe toți copiii ei. A dus-o pe femeie și pe toți copiii ei și a spus femeii, ori te întorci de pe calea cea dreaptă, adică de la, ori renunți la religia ta, ori vor intra toți copiii tăi în această oală. Devii. Oală cu ulei încins. Devii. Toți copiii tăi și tu, la final. Și femeia a rămas tot statornică. A spus nu. Nu renunți la credința mea. Dumnezeu este cel care m-a creat pe mine și pe tine. Faraonul la foc a venit cu cel mai mare dintre copii, l-au băgat în acea oală cu ulei încins, cazan mare, și l-au scos schelet. Și l-au aruncat în fața mamei lui. Bineînțeles, noi povestim ca o poveste. Dar e greu să-ți imaginezi această, cum a putut să suporte această mamă această durere, dacă nu ar fi avut credința și dacă nu ar fi ținută de Allah subhanahu wa ta'ala. Și a cerut să renunțe la credință și femeia a rămas statornică și au venit cu al doilea copil, l-au băgat de viu în acea oală și l-au scos schelet, i-au aruncat în față. Și al treilea copil, până când a venit rândul la ultimul copil, ultimul copil pe care îl ținea în brațe. Era încă
Mic. Era sugar, îl ținea în brațe mama lui. Și la un moment dat, aici, la această situație, ea s-a cutremurat și parcă a vrut să dea înapoi. N-a mai suportat. A suportat un copil, al doilea, al treilea, al patrulea. Mor toți copiii. Dar și acestea care îl țin în brațe, îl dau și pe acesta, au venit soldații să-l ia și pe acesta și ea a vrut să dea înapoi. Și faraonul, bineînțeles, bucuros că renunță la credința ei, pentru că ce, era un examen. El când pedepsea pe cineva, întotdeauna, clar că aduna toți oamenii în jurul, ca să fie lecție pentru toată lumea, ca nu cumva cineva să încalce. Și de aceea toți dictatorii, toți tiranii, pedepsele le fac publice ca să-i sperie pe ceilalți să nu cumva să cugete vreunul dintre ei să facă aceeași greșeală, nu? Până și aceste răfuieli mafiote, nu? Se fac de ce? Pentru a-i speria pe ceilalți. La fel și faraonul a încercat cu această femeie să o intimideze, dar era o femeie foarte credincioasă. A rezistat, mai puțin când a venit rândul ultimului copil pe care îl ținea în brațe. Au venit soldații să-i ia pruncul din brațe, ea a vrut să dea înapoi și atunci copilul a vorbit și a spus: Mami, mamă, fii statornică pentru că ești pe calea cea dreaptă. Fii statornică pentru că ești pe calea cea dreaptă. Și au venit și au luat și ultimul copil, l-au băgat în acea oală încinsă și l-au scos oase, l-au aruncat în fața ei și a venit și rândul ei la sfârșit. Singura ei dorință a fost ca de la faraon, a avut și ea o dorință și faraonul a acceptat, a crezut inițial probabil că vrea să renunțe la încăpățânarea ei în mintea lui, dar femeia a avut dorința ca toate aceste oase și oasele ei să fie îngropate împreună în același loc. Și faraonul a acceptat această dorință a femeii și a băgat-o și pe ea în acea oală. Ideea este că aceasta iar este o povestire în care un copil a vorbit la o vârstă în care copiii nu vorbesc. Și a spus: mamă, fii statornică pentru că ești pe calea cea dreaptă. Fii statornică pentru că ești pe calea cea dreaptă. Au mai fost unele povestiri legate de tot de statornicie, de credință și de faptul că miracolul lui Allah subhanahu wa ta'ala a venit să întărească un om într-o credință prin copilul care a vorbit, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, prin copilul care a vorbit, dar printre cele mai autentice relatări acestea trec, se mai vorbește și de Ashabul Uhdud, o poveste care trece în capitolul Buruj. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Este o poveste lungă, prin care într-un final o comunitate întreagă, o societate întreagă, un grup mare de oameni pe fundalul unei provocări între credință și necredință, izbândește cel cu credință și toți oamenii îi urmează credința. Și acel dictator tiran, ca să se răzbune pe toți, îi supune unui examen pe toți. Spune: ori renunțați la credință, ori, dacă nu, veți fi pedepsiți cu toții. Aleikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Și atunci sapă uhdud, tranșee mari. Și aprind foc, un foc mare. Un foc mare în care să-i arunce pe toți acești oameni. Dacă nu renunță la credința lor, dar toți oamenii au rămas statornici într-o credință și au fost aruncați în acel foc, unul câte unul. O femeie la fel a vrut să dea înapoi, la care copilul ei i-a vorbit, a spus: rabdă o mamă că ești pe calea cea dreaptă, fii statornică, mergi mai departe pentru că ești pe o cale corectă. Bine, nu toată povestea trece în capitolul Buruci, dar... În capitolul din Coran se vorbește despre această pedeapsă pe care au primit-o acei oameni. În narizatul waqud idhum alaha qud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'mini shuhud.
وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Și nu s-au răzbunat pe ei decât pentru, adică nu i-au pedepsit decât pentru faptul că au crezut în Allah. Deci singura lor vină era credința în Allah subhanahu wa ta'ala. Și de aceea el acest copil a vorbit și a întărit-o pe mama lui, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, care inițial s-a gândit să dea înapoi având copilul în brațe. De mila copilului a vrut să renunțe și atunci i-a spus copilul, a vorbit la o vârstă la care, cum a spus, nu vorbesc copiii, ca să o statornicească pe mama lui. Acestea sunt pe scurt unele dintre povestirile în care copilul vorbește pe când este la o vârstă, pe când este sugar, la o vârstă la care nu vorbesc copiii. Și nu numai faptul că vorbește, la o vârstă în care copiii zic mama, tata, ei vin și susțin părinții în hotărârea sau decizia pe care au ales-o. Și în toate aceste cazuri, majoritatea vedem că este vorba de credință. Majoritatea era vorba de credință, în unele vorba de oameni sinceri, evlavioși, care au fost pătați de cei din jurul lor, de oameni invidioși, răi, răuvoitori, au fost pătați, imaginea lor a fost pătată, au fost acuzați, doar pentru a le păta imaginea, nu pentru altceva. Și aici a venit un copil, un prunc, prin puterea lui Allah subhanahu wa ta'ala și a vorbit pentru a le ține apărare, pentru a-i proteja. Și oamenii, bineînțeles, și-au dat seama că acesta este un miracol de la, o minune de la Allah subhanahu wa ta'ala și au acceptat-o ca atare. Acestea, pe scurt, sunt povestirile de care am vrut să vorbim. Vreau acum la fiecare povestire în parte să vedem care sunt pildele pe care le luăm, pildele pe care trebuie să le învățăm, alaikum salam, rahmatullahi barakatuh. În primul rând, povestea lui Isa, alaihi salam, profetul Iisus, vedem cum vine și își protejează mama. Este avocatul mamei lui, o femeie cinstită, curată, o femeie cu credință care a fost acuzată de poporul ei de prea curvie, de, mă rog, a fost pătată pe, pur și simplu. A venit profetul Isa, printr-o minune a vorbit și a luat apărarea mamei lui și a dovedit că este nevinovată. Aici vedem cum Allah subhanahu wa ta'ala, puterea lui Allah subhanahu wa ta'ala, vine și intervine pentru a corecta unele lucruri care s-au atribuit greșit unor oameni. Mai ales când e vorba de, când e vorba de credință. De aceea, poate ne gândim că profetul Iisus, Isa alaihi salam, era profet. La vârsta aceea nu era profet. Pe viitor va deveni profet. Poate ne gândim la aceea că era profet și de aceea avem cu acest miracol. Dar în această relatare, Allah subhanahu wa ta'ala ne dă și pilda unor oameni care nu erau profeți, dar erau credincioși. Dar erau credincioși. De exemplu, povestea lui Jureyj. Da? Un om care și-a dedicat viața lui Allah subhanahu wa ta'ala. Dar a deranjat pe cei din jur. Și a venit acea femeie, l-a acuzat de prea curvie. Ba chiar a spus că copilul ei, după ce l-a născut, este copilul lui Jureyj. Și oamenii au venit, l-au bătut, l-au gonit, i-au dărâmat lăcașul în care l-a adorat pe Allah subhanahu wa ta'ala, însă nu se termina treaba aici. Allah subhanahu wa ta'ala l-a sprijinit și l-a ajutat pe acest Jureyj cu această minune în care copilul a vorbit și a spus tatăl meu este ciobanul și nu este Jureyj. La fel, a venit și a făcut pe avocatul pentru a-și proteja, pentru a-l proteja pe un credincios, un om care și-a dedicat viața lui Allah subhanahu wa ta'ala. Și astfel Allah subhanahu wa ta'ala răsplătește credința. Astfel Allah subhanahu wa ta'ala răsplătește credința. Apoi povestea acelui tot așa prunc
care mama lui se ruga, o Allah, cum de multe ori poate părinții noștri își doresc acest lucru, mai ales în ziua de azi, da? Îi vezi pe mulți părinți care își inspiră copiii să fie precum, știu eu, Messi, precum Ronaldo, că are contract, câștigă milioane. Ei se gândesc numai la această latură, sunt uimiți, oh, dacă aș avea bani. Dar nu se gândesc și la partea cealaltă. Și de aceea acel copil a scos în evidență cât de important este comportamentul, credința, nu aparențele. Acel care spărea viteaz, bărbat bine, hă? Și mama le-a zis, oh, copilul meu să fie ca acesta, mă, așa, renumit, așa, aplaudat, văzut. Hă? Și copilul a zis, nu, Allah nu mă face ca el. De ce? Pentru că aparențele înșeală, el în interior, era un om stricat, era un om nedrept, nedreptățea pe toată lumea. Degeaba îți dori să fii ca el dacă tu în ziua de apoi vei ajunge, hă? Buturugă pentru iad, lemne. Lemne pentru iad, combustibilul iadului. Nu? Asta este. Cei care nu sunt, nu merg pe calea lui Allah, acești oameni care sunt nedepți față de sufletele lor, nu sunt decât combustibil pentru iad, nu altceva. Materie primă. وَتَقُنْ نَارَ لَتِي وَقُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ. Focul este aprins prin oameni și pietre. Focul iadului este alimentat de oameni și pietre. Noi în foc băgăm iarna în sobă, băgăm lemne și cărbun ca să ne încălzim. În iad, ca să menții focul, focul iadului, cei care mențin combustibilul, materia primă care menține focul iadului, sunt oamenii și pietrele. Și de aceea un om care nu este credincios, nu merge pe calea lui Allah, este combustibil pentru foc. Allah să ne ferească. Și de aceea femeia și-a dorit ca acest prunc copil al ei să fie precum acel viteaz. Și copilul a spus nu. Și apoi a trecut această femeie batjocorită, umilită de cei din jur, acuzată pe nedrept. Și a spus, Allah, nu face copilul precum această femeie. Și a spus copilul, Allah, fă-mă ca ea. Era cinstită, era credincioasă, era onestă, numai că oamenii au pătat-o. Și aici sunt, nu? Și aparențele înșală. Oameni care își doresc copiilor lor ceva, ceea ce este greșit. Este greșit. Privim, de exemplu, se luptă pentru copil, să ia. Sunt oameni care se luptă să ia copil, să-i facă toate poftele copilului. Și se trezesc într-o zi că au pierdut copilul și nu mai este copilul lor. Sau se trezesc că acest copil i-a cumpărat o mașină, vrea o mașină puternică. I-a luat o mașină, ultimul răcnet, puternică. De ce? Noi n-am avut când eram copil. Lasă copilul meu să aibă. Să se bucure de ceea ce nu m-am bucurat eu când eram copil. Și vede cum el îl împinge cu banii lui și cu munca lui, îl împinge pe acest copil către moarte. Apoi își bate cu pumnii în cap că de ce i-am luat copilului mașină puternică și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. De aceea, aparențele înșeală. Acea relatare cu pruncul la fel. A scos în evidență profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam că aparențele înșeală. Noi ar trebui să ne dorim pentru copiii noștri, să le dorim ceea ce le este bine atât în această lume, cât și în ziua de apoi. Mulți se ghidează, vor să le dăruiască copiilor ceea ce este bun în această lume. Singurul lucru pentru care vei da socoteală în ziua de apoi, în privința copiilor, este educația pe care i-ai dat-o. În ziua de apoi, Allah îl va aduce pe fiul tău. Am vorbit aseară în lecție. Yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Omul va fugi de soție și de copil. De ce? În această lume s-a chinuit să aibă copilul meu iPhone X, să aibă tabletă de care, să aibă laptop nu știu care, să aibă PlayStation, să aibă nu mai știu ce, să aibă tot ce vrea, tot ce își dorește să aibă copilului. Dar l-a învățat ceva de credință? Ceva de credință l-a învățat? L-a tras deoparte și l-a învățat o rugă? L-a învățat să fie darnicul în față de sărmani? L-a învățat, știu eu, cum se roage, cum să țină post? Nu. În ziua de apoi, pe scurt, Allah când ne aduce față în față cu copiii noștri, nu să mă întrebe, i-ai luat iPhone X? I-ai luat ultimul laptop? I-ai luat telefonul cel mai, tableta cea mai nouă? Nu. Te întreabă Allah, l-ai îmbrăcat pe copil cu haine de firmă? L-ai trimis la cele mai frumoase școli? Cele mai scumpe școli private și nu mai știu ce?
O să te întrebe Allah, l-ai învățat pe copilul tău rugăciunea? L-ai învățat postul? L-ai învățat ce înseamnă credința? Și atunci copilul o să zică, tata asta al meu se duce la rugăciune, pe mine nu m-a luat. Nici nu mi-a spus de rugăciune. Și are dreptate. Tata se ducea, ținea post, dar pe mine nu mă lăsa să țin post, că sunt prea mic, că o să țin eu post când cresc mare. Și are dreptate. Pentru asta vom da socoteală. Nu dacă am învățat copilul meu la Cambridge sau mai știu eu ce școală. Și de aceea îți pregătești copilul pentru ceea ce vei da socoteală în ziua de apoi. Educați-vă copiii pentru ceva pe care Allah te va întreba în ziua de apoi dacă l-ai educat sau nu. Pe când pe cel îl numește, îl trimiți la curs de dans, la curs de balet, la curs de chitară, la curs de pian, la curs de not, de fotbal, de handbal, de toate. Și bine, asta pentru dunia, pentru această lume e ok. Dar nu uitați că veți da socoteală, vom da cu toți socoteală pentru altceva în ziua de apoi. Allah nu ne întreabă de sport, l-ai dat pe copil la sport? Alaikum salam, rahmatullahi wa barakat. Întotdeauna ți-ai dorit ca copilul tău să fie precum Messi. Ok, precum Ronaldo, precum Mike Tyson, precum nu știu ce cântăreț. Ok, treaba ți-ai dorit. Dar ți-ai dorit vreo zi ca fiul tău să fie credincios? Ca fiica ta să fie credincioasă? Acesta este, educația religioasă este singurul lucru pentru care vom da socoteală în ziua de apoi, în ceea ce privește copilul nostru. Bine, copiii au multe drepturi asupra părinților, dar acesta este dreptul principal în materie de educație. Nu se întrebe dacă le-ai trimis la dans, la not, la fotbal, la basket, la nu mai știu ce. Și această relatare asta scoate în evidență. Acea mamă și-a dorit pentru copilul ei ceva ce i s-a părut că e aparte, dar era o dorință greșită. Și Allah subhanahu wa ta'ala a corectat această dorință a mamei, a corectat-o prin această pildă. L-a făcut pe acel copil să vorbească. Mulți dintre noi spunem că eu muncesc pentru, trăiesc pentru copiii mei, muncesc pentru copiii mei, vreau să le pregătesc viitorul. Vreau să le pregătesc viitorul. Nu este adevărat. Singurul viitor care pregătești este viitorul credinței. Atât. Pentru asta vom da socoteală. Câți dintre părinți care s-au luptat toată viața, au muncit, au strâns la veri pentru copiii lor, i-au trimis cu mâinile lor pe acești copii către moarte. Sunt foarte mulți părinți și stau acum și se bat cu pumnii în cap. De ce l-am lăsat pe fiul meu să se ducă acolo? De ce l-am învățat? L-am trimis la acea școală unde s-a învățat cu toți drogații și cu toți nu mai știu ce. De ce l-am lăsat să se ducă să se distreze? Am crezut că îi fac bine, că se simte bine. Da? Multor părinți le pare rău, dar acum timpul e trecut. Timpul a expirat. Nu mai putem da timpul înapoi. Aici, pe scurt, vă aduc aminte de pilda pe care o spune unul dintre mari savanți când face comparație între Omar ibn Abdulaziz și ceilalți califi care au fost înaintea lui. Ceilalți califi care au fost înainte, toți erau preocupați de dunia, averi și au lăsat moștenire copiilor lor, miliarde. Omar ibn Abdulaziz, din prima clipă în care a fost ales calif, a adunat toată averea și a adunat-o bugetului, statului. Fiul lui umbla cu inel de 1000 de dinari. L-a luat, l-a donat statului și i-a dat un alt inel. Du-te, cumpăr-ți cu un dinar. Și astfel, Omar ibn Abdulaziz, când a murit, nu a lăsat moștenire copiilor lor nimic. Pe când ceilalți califi dinaintea lui care au murit, le-au lăsat miliarde. Și spune acel savant, jură, Wallahi, înainte să mor, i-am văzut pe copiii celorlalți califi cum cerșeau la ușile moscheilor. Cu toate că tatăl lui i-a lăsat miliarde, a ajuns să cerșească la ușa moscheilor. Și Wallahi, i-am văzut, alaikum salam, rahmatullah, Wallahi, i-am văzut pe fiul lui Omar ibn Abdulaziz, oameni cinstiți, darnici, având avere, dar totdeauna erau pe calea tatălui lor. Donau și îi ajutau pe ceilalți. De aceea, toți când spunem că vreau, eu mă lupt pentru viitorul copiilor mei, fiecare când se naște, se naște cu râzcul lui. Eu nu sunt cel care dau râzcul copilului.
Poate că eu vorbesc mare și a doua zi îmi dă Allah o boală de toți banii care am adunat în viața mea, îi cheltuiesc și tot nu mă fac bine. Ca o lecție pentru mulți dintre noi care gândim că noi suntem cei care pregătim viitorul copiilor noștri. Noi suntem doar o cale. Doar o cale. Se poate să fie un motiv, dar se poate și în același timp să nu. Nu trebuie să gândim. Noi trebuie să ne străduim, să educăm copiii, să lăsăm copiii noștri oameni pregătiți să întâmpine toate greutățile vieții. Mulți părinți greșesc și spun, eu vreau ca copilul meu să nu se chinuie cum am chinuit eu. Păi da, tu te-ai chinuit, dar prin acest chin ai știut să prețuiești ceea ce deții. Dacă nu te chinuiai, nu știai să prețuiești. Dacă nu te chinuiai, nu știai să prețuiești. Ca acea poveste a unui... un tată avea un copil de bani de gata. Aștepta zilnic cum venea tată de la muncă, tată dă-mi bani. O zi, două, trei, patru, cinci, șase, până la un moment dat tatăl a răbufnit și a spus alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh, începând de azi te duci, muncești, te străduiești și dacă vrei bani, muncește. De data asta mama i-a fost milă de copil și tată se trezea dimineața, pleca la muncă, copilul dormea până la 12. Și mama, lasă copilul, dorm, ia banii ăștia și când vine tatăl tău spune că ai muncit și ai câștigat tu. Venea tată de la muncă, copilul în pat, tată la televizor, 50 de lei flutura, 100 de lei. Tată, uite, am câștigat eu. Și venea tată, îi lua banii și îi arunca. Nu ai păsat copilului. Prima zi așa, a doua zi așa, a treia zi, a patra, a cincea zi, până când mama n-a mai avut bani să-i dea copilului. Și a spus, fiul meu, descurcă-te, nu mai am să-ți dau bani. Și s-a dus copilul, a ieșit, a căutat de muncă, a găsit de muncă, a muncit, a venit obosit mort acasă. Dar foarte fericit când a venit tatălui, a fluturat 50 de lei, tate, uite, am câștigat. Și a luat taică sub banii și a aruncat. Și s-a dus repede după acei bani și a luat. A spus, tate, ce mi-arunci banii? Și taică sub i-a spus, într-adevăr, aceștia sunt bani câștigați pe drept. Ți-a părut rău de ei, te-a dus după ei. Înainte zine că ți-a aruncat banii, nu-ți părea rău pentru ei. Și de aceea, dacă ți educi copilul, dacă ți educi copilul corect, va ști să prețuiască ce are. Dacă nu ți le duci corect și nu-i pasă, toată averea care o lași se va duce de râpă. Nici nu va înțelege nimic din ea și va fi ba chiar toată această avere pe care a adunat-o tu și ai strâns-o și ai lăsat-o copilului să-i pregătești viitorul, va fi cea care îi va distruge viitorul acestui copil. Apoi în povestea lui Jureic vedem pilda acelei mame. Suntem cu toți părinți, poate majoritatea sunteți părinți, poate aveți copii, aveți grijă ce vă iese pe gură. De multe ori, de supărare, de nervi, te supără copilul, scapă din gură vorbe bune și rele. Allah să ne ferească. Acea mamă s-a supărat pe fiul ei că nu i-a răspuns. Și a spus, Inshallah să nu părăsești această lume până nu vei da față în față cu prostituatele. Și a avut, i-a venit această nenorocire pe cap lui Jureic. În același timp este și pilda lui Jureic, care a neglijat un lucru. Și acesta este un exemplu și pentru noi. Mama lui era mai importantă decât rugăciunea. Și de aceea și profetul spune într-o relatare, dacă Jureic ar fi fost înțelept, faqih și nu adorator, ok, era un om care l-adora pe Allah, era dedicat acestui lucru. Dar dacă era faqih, un om cu inteligență, știa că mama lui este mai importantă decât rugăciunea și răspundea mamei lui. Deci această pildă este din două părți. Bine. Și pentru noi, exemplu, să știm să ne prețuim părinții și în același timp, exemplu, și pentru părinți, aveți grijă ce le dăruiți sau ce le doriți copiilor voștri. Allah să ne ferească să greșim în această alegere. O altă pilda este pilda și lui Coafezei, fiicei faraonului. Acolo e vorba de credință. Acolo e vorba de credință. Atât timp cât a fost credincioasă și a menținut credința, s-a ținut cu dinții de această credință, Allah subhanahu wa ta'ala a întărit-o până în ultima clipă. A întărit-o până în ultima clipă.
Poate ne gândim cu toții că ce drept avea ea, a? Să riște să-și arunce copiii în foc. Allah știe mai bine. A vrut Allah subhanahu wa ta'ala să facă din ea pildă pentru noi toți, așa cum a fost și pilda ashabul Uhdud, care au acceptat, a? Necondiționat credința, indiferent de consecințe. La fel au făcut și vrăjitorii faraonului. Da? Când i-a dus în fața lui Moise, cei mai mari faraoni, cei mai mari vrăjitori, și faraonul i-a promis că îi va răsplăti. Și au venit în fața lui Moise și a spus lui Moise, hai Moise! Și Moise a spus, aruncați voi ce aruncați. Și au aruncat, ei s-au transformat în șarpe și toiagul lui Moise într-un șarpe și mai mare și a înghițit. Imediat și-au dat seama ei că nu mai este vrăjitorie. Și-au dat seama că acolo e vorba de miracol, de minune de la Allah subhanahu wa ta'ala. E vorba de puterea lui Allah subhanahu wa ta'ala. Și s-au prostenat automat toți vrăjitorii. La care faraonul a luat foc și a spus, cum? Eu nu v-am dat voie să faceți asta. Mi-ați cerut mie voie să vă prostenați și așa mai departe. O să vă tai, o să vă mâinile și picioarele încruciți și vă chinui și vă omor și vă... Și au spus, fă ceea ce vrei, tu nu vei reuși să faci decât în această lume. Într-o clipă, jumătate de minut mai înainte, cu un minut înainte, era vrăjitor și peste noapte s-a făcut musulman. Peste noapte s-au făcut credincioși, supuși lui Allah subhanahu wa ta'ala. A fost vorba de un minut. Când au văzut miracolul cu ochii lor, au realizat că e vorba de miracol și nu mai este o simplă vrăjitorie de-a lor, s-au prosternat, au crezut în Allah și au acceptat, au suportat toate consecințele posibile. Au acceptat tot ceea ce le pregătea faraon. Credința este mai presus de toate. Și Allah i-a răsplătit. Așa cum a răsplătit-o și pe coafeza fiicei faraonului. Da? Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, când a fost la noapte de înălțare, la Mi'raj, când s-a arătat paradisul, zice, am simțit un miros plăcut, un mosc. Și a spus, ia Jibril, ce-i cu mirosul ăsta? Și a spus, este parfumul fiicei, coafezei fiicei faraonului. Parfumul coafezei fiicei faraonului. De aceea Allah subhanahu wa ta'ala ne răsplătește pentru credință atât în această lume cât și în ziua de apoi. Vei vedea consecințele credinței, rezultatul, roadele, atât în această lume cât și în lumea de apoi, dacă ai ochi și dacă ai răbdare. Vă aduceți aminte cu toți pilda celor tineri. Tineri, le-a spus Coranul. Nu a specificat cine sunt, pentru că numele lor nu e important. Nu a specificat numele și prenumele, vârsta lor. Nu este important. A spus doar, innehum fityatun amenu bi rabbihim. Ei erau tineri care au crezut în stăpânul lor. Ashab Kef, pe care citim în fiecare vineri, capitolul Kef. Da? Acei tineri care au suportat pentru credința lor totul. Au rămas statornici, vertebrali. Nu au renunțat la credința lor. Chiar dacă a fost nevoie să se ferească, să se izoleze, să fugă cu credința lor în munți, s-au izolat într-o peșteră. Și ce s-a întâmplat în acea peșteră? Allah i-a răsplătit. 309 ani au dormit în peșteră, i-a dormit Allah subhanahu wa ta'ala ca să vadă roadele statorniciei lor. După ce s-au trezit, după 309 ani, și când au coborât, au văzut că toată lumea era total schimbată, numai credincioși. Și de aceea Allah te răsplătește de multe ori poate în această lume, dar garantat în ziua de apoi. Dacă ești sincer în credința ta și în ceea ce faci. Aceste pilde, vedem cum Allah subhanahu wa ta'ala a dat pildele copiilor care au vorbit în leagăn, la o vârstă în care nu vorbește un copil și ce înțelepciune au spus și ce rol și-au asumat pentru a ne arăta nouă cât de importantă este credința și supunerea față de Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala să îndurească tuturor credința, să o statornicească în sufletele noastre.
și să rămânem statornici într-o credință, să primim răsplata ei atât în această lume, cât și în lumea de apoi, inshallah. Mă opresc aici. Sunt convins că ați mai citit aceste întâmplări, aceste povestiri. Am zis că este bine în această perioadă a Ramadanului. Ne mai ajută să ne mai revenim, să ne mai întărim credința în suflete, să ne îndreptăm cu inima deschisă către Allah subhanahu wa ta'ala și să vedem că, să știm, să fim convinși că Allah subhanahu wa ta'ala, dacă noi nu-L uităm, nici El nu ne uită. Dacă noi ne încredem în El și El va dovedi că merită să te încrezi în Allah subhanahu wa ta'ala. Poate nu vom vedea miracolele care l-au văzut, minunile care au fost, dar cu siguranță vom primi răsplata credinței noastre, inshallah. Mă opresc aici, dacă aveți întrebări, ceva de adăugat, inshallah, așteptăm întrebările dumneavoastră. Amin, amin, inshallah. Allah să ne răsplătească pe toți, inshallah. Amin. Allah să ne răsplătească pe toți, să fie mulțumit de noi toți, inshallah. Amin, amin. Și Allah, Allah să ne răsplătească pe toți, să ne dăruiască răbdare și credință în suflet, să fim dintre cei care alimentăm permanent și noim această credință în sufletele noastre, inshallah. Acest lucru este important. Este important ca fiecare dintre noi periodic să facă exerciții prin care să-și întărească credința, să rămână statornic pe calea lui Allah subhanahu wa ta'ala. De aceea Coranul, găsim în Coran toate aceste căi prin care să ne întregim credința. O mare parte a Coranului cuprinde aceste povestiri. De ce? Tocmai ca noi, da? Aceste povestiri sunt cele mai practice către, cele mai scurte, cea mai scurtă cale către inima unui om. Te duci o dată, vorbești în fața oamenilor două ore, lucruri esențiale, când îți spui o poveste, toți o să uite tot, dar o să ține minte povestea. Și de aceea Coranul a întărit aceste principii, aceste valori, aceste lecții prin povestiri, tocmai ca noi să fim statornici într-o credință. Dacă dăm copilul de necesitate la școală privată, este greșit ăla, dintre școli fiind scripat și înjurat de marocan african. Dacă dăm copilul la școală, eu nu sunt împotriva școlii private, deci să nu înțelegeți greșit. Nu sunt împotriva școlii private. Educația copilor este foarte, foarte importantă, dar am spus că educația cea mai importantă este educația religioasă, credința, pentru că pentru asta vom da socoteală. Asta nu înseamnă că hai să ne lăsăm copiii să nu meargă la școală, să dăm la credință, nu. Asta înseamnă să ne preocupăm mai mult de partea, latura religioasă decât de cea lumească. Amin, ya Rabbi Inshallah. În ce înseamnă ca umbrele noastre să fac sujud la Allah subhanahu wa ta'ala sau cu răbun de sens metaforic sau trebuie înțeles litera? Allah subhanahu wa ta'ala spune că nu există nimic în acest univers care să nu se prosterneze lui Allah subhanahu wa ta'ala. Nu există nimic. Deci ne dă foarte multe pilde. Până și pietrele pomenesc pe Allah, până și animalele, frunzele în bătaia vântului și așa mai departe. Deci multe sensuri poate le găsim în Coran metaforice, în rafel în tradiția profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metafora este baza limbii arabe. Au fost unii savanți care au negat
existența metaforei în Coran, privind la metaforă ca fiind un opus al adevărului, adică au spus că metafora este un fel de minciună. Și au negat existența metaforei în Coran și de la această gândire au luat naștere foarte multe idei greșite. Idei greșite în materie de islam. Allah să ne ferească. Metafora este baza limbii arabe. Coranul a venit într-o limbă arabă pură. Și de aceea sensul metaforic trebuie să-l găsim, să-l căutăm în Coran. Pentru că este prezent. Și sunt foarte multe, multe exemple de metaforă în Coran. Atât de multe încât nu putem să le negăm. Mulți dintre musulmani vorbesc urât despre mame, din păcate ei nu realizează cât de grav este acest lucru. Se pare o glumă și de râs, făcând glume pe seama lor. Allah să ne ferească. Am vorbit aseară, în lecția de aseară, despre importanța respectului părinților la Allah subhanahu wa ta'ala. Și am văzut cum cel nelegiuit este rușine, este frică, se ducă în fața lui Allah să spună: O Allah, ia-o pe mama, ia-l pe tata în foc, dar scapă-mă pe mine. De aceea toți cei care vorbesc urât la adresa părinților lor, uită aceste aspecte, aceste îndrumări coranice. Aveți grijă de părinții voștri, supuneți-vă lui Allah și părinților voștri, mai puțin în cazul în care îți poruncesc, nesupunere față de Allah, spune foarte clar versetul. Fela tuti'huma, nu te supune lor, când te cheamă să te împotrivești lui Allah. O sahib huma fi dunia. Asta nu înseamnă că pleci, înjuri și pleci. O sahib huma fi dunia maruf. Însă rămâi în această lume împreună cu ei și comportă-te frumos față de ei, chiar dacă ești necredincios și te cheamă la necredință. Asta o spune Coranul, nu spun eu. Spune Coranul, chiar dacă părintele tău te cheamă la necredință, trebuie să ai datoria să te comporți frumos față de părintele tău, chiar dacă el nu-ți respectă convingerea religioasă. Că de la o vârstă fragedă mi-am dus copilul la moschee, era acum student la cea mai bună facultate de universitate de stat din România, nu fumează și nici nu consumă băuturi alcoolice. Oare ce ar trebui să caute la fata cu care va dori să se căsătorească? Acum profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a spus că este cel mai bun ghid și cea mai bună pildă și cel mai bun exemplu. A spus că femeia sau bărbatul, da, este ales pentru patru criterii. Patru criterii. 1. Pentru statutul ei, face parte dintr-un neam, mă rog, așa. Pentru banii ei, este bogată. Pentru frumusețea ei sau pentru credința ei. Profetul a stabilit că sunt patru criterii pentru care sau atunci când un tânăr vrea să-și aleagă partenera de viață sau o tânără și alege partenerul de viață, privește la patru aspecte. Bani, frumusețe, neam, credință. Ne-a prezentat profetul sallallahu alaihi wasallam. Și a spus, vă sfătuiesc să o alegeți pe cea cu credință, dacă vreți să aveți, să fiți binecuvântați. Deci criteriul principal pe care profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam îl sfătuiește și ne îndrumă este credință, cel al credinței. Cu cât omul este mai credincios, cu atâta este mai bine pentru partenerul lui de viață. Dacă e un om bun, dacă se înțeleg, vor trăi în armonie și pace. Iar dacă nu se înțeleg, nu o va nedreptăți. Nu o va chinui, nu o bate, nu o înjură, nu o umilește, nu o face într-un hal fără de hal. Dacă tot nu s-au potrivit, se înțeleg, bat palma, se despart și fiecare își vede drumul lui. Dar se despart într-un respect. Majoritatea când se despart în ziua de azi, scandal, ceartă, tribunale, avocați, copii chinuiți, purtați pe drumuri,
cu cine vrei să rămâi, cu mama, cu tata, ăla vine flutură mai mulți bani, ăsta vine flutură mașina, ăla îi zice de nu știu ce, ăsta de nu știu ce, fiecare se laudă cu ce are, copilul se duce o săptămână la mamă, mama stă și umflă capul împotriva tatălui, se duce stă o săptămână la tată, îi umflă capul împotriva mamei și iese un copil debusolat și un om cu copil cu depresii și probleme. De ce? Pentru că doi oameni au fost atât de încăpățânați încât au încercat să se răzbune unul pe altul prin copiilor. Și de aceea criteriul de credință este foarte important, pentru că dacă are credință, într-adevăr, nu se va ajunge la această stare. Nu se va ajunge la această stare. Și Allah știe mai bine, profetul nostru ne spune acest lucru. Profetul ne îndeamnă să alegem pe cea cu credință și spune: Teribet yedak, adică vei fi binecuvântat. Este o expresie în care vrea să spună că vei fi liniștit, fericit, binecuvântat. Mamele care își îmbracă fetele până la pubertate în haine foarte decoltate au voie. Cum o să fie această decență? 14 ani este greșit să învăț băiatul să găsească o fată decentă și cu frică de Allah. Multe prieteni musulmani spun că exagerez, barakallahu fiikum. Educația începe din copilărie. Educația începe din copilărie. Pas cu pas trebuie copilul educat. Nu spunem că încă este un copil mic, încă nu știe, încă nu realizează. De multe ori, noi părinții nu ne dăm seama că copiii noștri sunt destul de dezvoltați și destul de înaintați să înțeleagă prea multe lucruri și noi încă îi considerăm înapoiați, din păcate. Și de aceea educația începe de mic copil. Profetul sallallahu alaihi wasallam de ce spune? Învățați copiii voștri rugăciunea la 9 ani, la 7 ani, mă rog, învățați chestiile religioase, da? Partea de credință, de nu știu ce, la vârsta în care el știe să priceapă aceste lucruri, da? Și la post îl înveți dinainte să țină post. Dacă îl lași până la vârsta 14-15 ani, 16 ani, îl mai prinzi tu când i-a intrat lui în cap, i-a intrat toate prostiile în cap, mai reușești tu să-l chemi să țină post, să facă rugăciune? Că unii zic, nu, lasă liber pe copilul meu și să aleagă el singur. Bă, va alege el singur. Când ajunge să gândească, va alege calea. Și vedem ce cale au ales cei care au fost lăsați. De ce educația începe? De ce se spune cei 7 ani de acasă? Nu e vorba numai de educație religioasă. Ce îi dai în primii ani de acasă, aia este baza educației. Când facem teravih, putem citi din traducere sau numai din limba arabă? În primul, traducere nu mai este Coran. Traducerea Coran în limba română nu mai este Coran. Este traducerea Coranului sau traducerea sensurilor sau ceea ce a înțeles cel care a tradus din Coran. A tradus Ahmed, nu spune traducerea Coranului, traducerea sensurilor făcute de Ahmed. Deci nu mai este cuvântul lui Allah. Este o interpretare, o traducere a cuvântului lui Allah. Și de aceea la rugăciune se citește cuvântul lui Allah, nu interpretări sau traduceri. Acestea sunt alte. Stau și citesc separat, învăț ce a spus și X, cum a tradus și Y, cum e în engleză, cum e în franceză, în chineză, în turcă, compar, nu e o problemă. Dar la rugăciune, rugăciunea trebuie să fie ceva aparte. Și acolo citim numai și numai cuvântul lui Allah în limba arabă. În limba română nu mai este cuvântul lui Allah, clar. Noi trebuie să fim lumină, exemplu pentru copii. Corect, copilul ce vede la părinții o să facă. Aleikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Copilul ce vede la părinți, aia o să facă. Uitați-vă la proverbele care le-au spus bătrânii. Românești în toate limbile. Așchea nu sare departe de trunchi, ce se naște din pisică, șoarece, mănâncă și așa mai departe. Deci ceea ce vede copilul acasă, aia va face. Pentru că în prima etapă, cum se naște copilul, ghidul lui în viață sunt părinții lui. El așa vede lucrurile. Copilul
Își vede părinții ca fiind exemplu, cel mai bun exemplu pentru el în viață. Mai târziu, când se duce la grădiniță, poate vede educatoarea, când începe la școală, învățătoarea, deci se mai schimbă. Dar în principiu, ghidul lui de bază sunt părinții lui. Și de ce o să vedeți? Majoritatea copiilor merg pe calea părinților. Merg pe calea părinților. Sau depinde de educația care reușesc să-i dea părinții. Dar în principiu, cei 7 ani de acasă, ăștia sunt. Dacă copilul te vede că ești un om credință în Allah, că te ferești de haram, că faci rugăciunea, că ții postul, dai dania, așa o să facă și el. Pentru că asta vede în familie. Dar dacă nu vede la tine aceste lucruri, bineînțeles că va face ceea ce vede la tine. Și de aici vine și responsabilitatea părinților față de copii. Asta nu înseamnă neapărat că dacă copilul mâine, poimine e rătăcit, e debusolat, e problematic, părinții sunt de vină. Nu de fiecare dată. Dar de foarte multe ori părinții sunt de vină. Dar nu de fiecare dată. Pentru că Allah subhanahu wa ta'ala ne-a dat toate aceste exemple, cum a spus, în Coran. În Coran, da? Fiul lui Noe, familia, soțiile lui Lut și Noe, pacea fie asupra lor. În cazul în care copilul nu este cu mama, că și a fost frate de la mamă și tatăl arab nu-l învață rugăciunea nu, și nu ține postul și zice la copil că ați postul, nu ținem, căci sunt multe ore și achită bani în loc de postul Ramadan, se poate face mama de parte copilul care are deja 15 ani. În astfel de situații, fiecare este responsabil pentru atât cât poate. Atât cât poate. Dar orice copil va veni clipa în care își va trage la socoteală părinții. Și va fi în măsură să aleagă cine are dreptate și cine nu are dreptate. Va veni acel timp. Oricând, de vreme sau târziu, va veni acel timp. Și el va fi cel care își va judeca părinții. De aceea, datoria părinților este să le duce atât cât pot în cazul în care nu mai are acces direct la educarea copilului din N motive, în ziua de azi, de exemplu, are acces la dua. Părintele are datoria măcar să se roage pentru copilului, la fiecare rugăciune. O Allah ajută-l, o Allah ferește-l de boli, o Allah întărește-l într-o credință, o Allah dăruiește ceea ce este bun în această lume și în ziua de apoi. De exemplu, unele rugi. Da? Profeții s-au rugat pentru binele copiilor și ne învață aceste lucruri. Neputință nu există. În cel mai rău caz, deci dacă nu poți să te preocupi direct de educația lor, o poți face prin rugi, prin duauri. Allah subhanahu wa ta'ala nu ne-a închis o poartă de tot. Adică întotdeauna avem și alternative. Și dacă copilul nu ascultă de părinți, se întâmplă ceea ce s-a întâmplat și cu copilul Noe, profetului Noe. Pacea fie asupra lui. Deci nu este responsabilitatea noastră. Noi, important este să ne facem datoria ca mâine, ziua de apoi, să nu fugim de el. Să fugă el de noi. Important e ca fiecare om să-și facă datoria. Cred că în curs cel două povești cu copilul și mama aruncați în foc nu au fost atunci când se poate o groapă mare, regele i-a aruncat în foc și pe Ibrahim, barakallahu fi. Nu, nu, nu. Când l-a aruncat pe Ibrahim în foc, este cu totul altceva. Acolo a fost aruncat numai Ibrahim alaihissalam. Aici a fost aruncat o întreagă comunitate, dintre care era și o femeie cu un copil care îl alăpta. Dacă repetăm rugăciune după altcineva e bine, în limba arabă, bineînțeles. Da, da, se poate să repetăm după cineva, e bine. Dacă vă referiți la rugăciune, până ce învăț eu principalele rugi, da, nu este o problemă să învăț, dar să repet cu altcineva. Dimpotrivă, aceste lucruri trebuie să le facem până învățăm. Salam alaikum, copilul la 15 ani are voie să aleagă cu cine să stea printr-un proces, inshallah. Copilul are voie să aleagă, dar poate că la vârsta lui el va alege părintele care are situația materială mai bună.
Asta se întâmplă în general. Cine are bani mai mulți își cumpără copilul. Dar își cumpără copilul atunci, mâine, poimâine, când va deveni el la rândul lui tată, mamă, va înțelege, da? Va înțelege realitatea și îi va judeca. Poate că la vârsta de 15 ani vă dați seama că dacă se duce mama, vai de ea săraca, abia se întreține de pe o zi pe alta, tatăl o duce bine, vine și îi face cadou un iPhone, îi face cadou o mașină, o bicicletă electrică, nu mai știu ce, tabletă, nu mai știu ce jocuri, vă dați seama, copilul ce, mă duc cu prăpădita aia de mama. Dar mâine, poimâine, când devine tată, când se însoară, când își întemeiază o familie, va realiza ce înseamnă mamă, va realiza ce înseamnă tată și va, atunci îi va taxa pe amândoi. Inshallah. Să-ți desa o bună, Allah raza bosan, asta fac. Allah să vă ajute. Allah să vă ajute să vă întărească. Faceți dua. Poarta lui Allah este deschisă întotdeauna. Nimeni nu o poate închide. Poate că în această lume multe porți se închid în fața noastră, dar poarta lui Allah va rămâne veșnic deschisă. Acolo putem bate oricând și la orice oră. Nu are orar, nu are program. Nu e ca la magazin, mă duc și zice program de la 8 la 22. Dar și zic că am întârziat, am rămas fără pâine. Nu. La ușă, la Allah, poți bate oricând. Ce, alhamdulillah, un om care are credință, are o speranță. Speranța lui nu moare niciodată. Speranța lui nu moare niciodată. Dacă, într-adevăr, omul are credință. Ajutorul îl găsim decât la Allah. Allah trimite soldații lui exact când nimeni altcineva nu este. Alhamdulillah. Într-adevăr, o mai ale mujunu de rabbi că ilahu, spune Allah în Quran. Și nu știe pe soldații lui Allah decât el. Și nu știe pe soldații lui Allah decât el. Câți au fost care s-au împotrivit? Câți au fost care au omorât pe credincioși? Câți au fost care au fost nelegiuiți, tirani, despoți, da? Dictatori? Câți au trecut în istoria omenirii? Foarte mulți. Au fost chiar unii dintre ei care s-au declarat, autodeclarat Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu ei? Allah subhanahu wa ta'ala a spus, o să fac din tine o pildă, din el, din faraon, pentru toate neamurile. Mergeți, Ramses al doilea, care a spus, eu sunt Dumnezeu. Vedeți-l în muzeul din Egipt, din Cairo, cum zace. Semn pentru toți. Semn pentru toți. Până în ziua de apoi. A spus Allah subhanahu wa ta'ala în Coran și într-adevăr este. Da? Cel care a spus, eu sunt Dumnezeu. Ana rabbukumul a'la. Eu sunt Dumnezeu vostru prea înalt. Uitați-l unde este. Piele și os. Mumie. Neputincios. Ăsta e Dumnezeu? Și de aceea Allah subhanahu wa ta'ala îi va răsplăti pe toți pentru ceea ce fac. Cu bine sau cu rău. Faci rău, primești ceea ce meriți. Faci bine, primești ceea ce meriți. Este alegerea fiecăruia să aleagă ce va alege pentru el Allah în ziua de apoi. Bine sau rău. Nu ne obligă Allah. Dar ne spune foarte clar. Noi suntem acum într-un examen, dăm un test, și îl trece cu brio cel care are credință, înainte de toate. Inshallah să ne ajute să trecem examenul cu bine, cu brio. Inshallah. Dacă mai aveți întrebări, nu aveți pentru ce. Totdeauna la sfârșitul zilei mi se pare că am făcut prea puțin pentru Allah.
E bine că întotdeauna la sfârșitul zilei aveți o socoteală, aveți o contabilitate. Acesta este un pas măreț. Nu reușim cu toții să ne gândim. Putem face după când suntem cu fața la pământ, la ultimele chiar în limba română să ne se răspătească. Cum a spus, în timpul rugăciunii, mai ales rugăciunea obligatorie, indicat e să nu amestecăm lucrurile, pentru că rugăciunea obligatorie, cele 5 rugăciuni zilnice, sunt cele pentru care vom da socoteală. Și încercăm să le respectăm în totalitate, cât mai aproape de rugăciunea făcută de profet, pentru că el ne-a spus Sallu kemara itumuni usalli. Rugați-vă așa cum mă vedeți pe mine că mă rog. Însă, rugăciunile opționale, puteți să stați la sejde, la sujud, la prosternare și să vă rugați în orice limbă vreți, cât vreți. Inshallah, nu este o problemă. Dar de evitat la rugăciunile obligatorii să facem astfel de ieșiri care nu știm. Și Allah să primească. Eu nu zic că e greșit, dar vorbind în limba română, amestecăm. Noi vedem că rugăciunea se face în limba arabă. Tot ce se citește este în limba arabă, așa și cum profetul a făcut-o și ne-a îndrumat să facem. De aceea indicate să facem în limba, măcar la cele obligatorii, cele opționale. Sau eu dacă vreau să mă rog la Allah, mă duc direct la sujud. Nu-mi trebuie nici abluțiune, nici... Mă duc la sejde și mă rog, stau și cer ce vreau de la Allah în orice limbă vreau, cât vreau. Am această opțiune. De ce să o includ neapărat undeva la rugăciune obligatorie, în care acolo este vorba de socoteală la Allah subhanahu wa ta'ala? Vreau să spun doar în limba română. Da, da, s-a înțeles ideea. Și de el. Zis de Saul. Allah razors. Deci pe cât posibil încercăm să nu încurcăm lucrurile. Vreau să mă rog la sejde, sujud, prosternare. Sejde, sujud, prosternare. Adică atunci când pun fruntea și nasul pe pământ, între mâini, între palme. Jumle mezme sau bolaic, inshallah. Nu aveți pentru ce. Dacă nu mai sunt întrebări, ne oprim aici. Și Allah să vă răsplătească pentru răbdarea care m-ați ascultat. Allah să întărească credința în sufletele noastre, să ne dăruiască nouă știința folositoare, să ne ferească de știința nefolositoare. Allah să ne îndrume către calea cea dreaptă și să ne țină statornici pe această cale, siratul mustaqim, să ne ferească de toți cei care ne abat de pe această cale, să-i țină pe ei departe de noi, indiferent că sunt persoane, gânduri, ispite, etc. Allah să ne fac de cei iubiți lui și să ne adune în ziua de apoi în cele mai înalte grădini ale paradisului împreună cu cei mai de seamă drept credincioși, cu profeții, cu martirii și cu ceilalți drept credincioși, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala să primească postul pe care l-am ținut, să primească rugăciunile pe care le-am făcut, să primească pomenile pe care le-am dat, Allah să primească toate faptele bune care le-am făcut, să ne facă pe noi dintre cei eliberați de focul iadului în fiecare zi din această lună, să intrăm pe poarta Răian a paradisului în ziua de apoi împreună, așa cum am intrat la această lecție, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.